chirurgie. Și în același timp am făcut școala de afaceri, da? Și am făcut consultanță. 33. Da? Unde câștigam bani. Am fost în afară, în Banca Mondială, și am câștigat bani buni, da? Dar care mi-au permis după aceea stau liniștit. Cât am vrut eu, da? Deci... Asta ți-a luat Lamborghini, că dacă ți-o luai Lamborghini, nu, nu luat Lamborghini. Erai liniștit de tot. Am investit tot în... Deci asta înseamnă cumpătarea... Tot în cărți, da? Și mi-am gestionat bine banii și așa mai departe, da? Ideea asta că, domnule, știi, n-avem timp. Păi nu te supăra, în loc să citești o sinteză, cum spun eu, și am chiar una foarte frumoasă care se seamănă The Scientific Story of Creation, al lui James Beckett, da? Care îți ia tot ce știm despre geneza Universului, geneza vieții, geneza științei, geneza civilizației, tot ce știm până la ora actuală. La care e nivelul la care am ajuns, am putut să ajung. Și bineînțeles, încheie tot complexitatea. Așa, corecțiile care s-au făcut. Și al doilea lucru, această mania navigării pe Facebook. Domnul meu, știința mare nu se face pe Facebook. Da? Nu se face. Există site-uri științifice, dar site-urile alea sunt un soi de impuls ca să vă duceți către aprofundare. Nu doar, a, da, am constatat ce chestie drăguță, am trecut la altceva. Da? Deci e nevoie de asimilare și asimilarea cere timp. Și atunci trebuie să vă procurați acest timp și să vă faceți acest program de la care să nu vă abateți. Da? De-aia, cum spun, nu se, pe internet apar și lucruri rare, bune, dar și o grămadă de prostii și de speculații și de aberații, de virante. Da? Și la un moment dat, mă spun, lucrurile nu prea mai distinge, pentru că este un spirit critic. Da? Spuneam Buforin și reau formula, spiritul critic este pentru minte și spirit, ceea ce este sistemul imunitar pentru organism. Ați înțeles? Fiindcă în minte, toată lumea rămâne la mecanismele primitive, proiective. El are niște prejudecăți și după cum le proiectează și se arată de acolo și confirmă lui prejudecata. Și zice că a făcut o selecție. Da? Puneți-vă problema bias-urilor, acestor partipriuri. Există 57 de bias-uri psihologice împotriva cărora trebuie să luptați. L-au avut și unii savanți, dar l-au recunoscut. Au luptat împotriva asta, au venit alții și a zis, domnul meu, nu e bine ce ai spus, ea regândește. Da? Și există o carte care se cheamă The Greatest Blunders. Da? Care sunt și marile greșeli pe care le-a făcut mari savanți, Einstein, Hawking și mai departe. El a recunoscut că cea mai mare prostie pe care a putut să o spun a fost că informația se distruge complet. Da? Și asta e. Deci înseamnă spiritul critic îl aplici la tine. Da? Dar din păcate este o mare confuzie și debate-ul, deci eu și cu Florin variem perspectivele asupra aceleași probleme, da? Ca să reușim să schimbăm fundamentele. Să le schimbăm. Și să ne recreăm permanent. Și să ne recreăm permanent. O memorie fixă. Asta se cheamă în filozofia științei, eu am și scris despre asta, controversă metateoretică. Deci nu se pune problema că am eu dreptate, ai tu dreptate. Se pune problema că amândoi suntem conștienți de meritele și lacunele fiecăruia. Și scopul nostru este să ne depășim simultan lacunele. Da? Ori spiritul critic este confundat cu descurajarea Domnului. Domnule, mă critică, mă descurajează. Nu e adevărat. Cineva care te critică în sensul în care am spus eu, da?
îți faci un mare bine. Iată, la tine m-a fi important ce ai zis, pentru că n-am avut, vă aduceți aminte, invitat pe Andrei. Era unul dintre oamenii de tip yoga de nivel înalt, din Franța, are două intervenții la noi, sunt pe internet, care sugerau o definiție foarte importantă a meditației. Atragea atenția și este unul dintre personajele importante de nivel internațional. Meditația nu înseamnă să încep să fac o mantră în aia ca să îndobitocesc creierul. Meditația fundamentală este explorare a în jurul unei teme. Meditația este, când la o altă tema devine așa de iterată, încât mintea tace și, și face gândirea care gândește asupra gândirii, asta e altceva. Dar întâi să începe cu asemenea discuție, că este o meditație. Deci meditația curată în sensul ăsta e dezvoltare personală extraordinară, iar dacă se face într-un grup mai mare, este efectiv un fel de invocare. Și în grupul ăsta, și acum sunt studii foarte interesate, în grupul care începe să simtă și se creeze starea de atitudine, de atmosferă, fiecare participant se creează un fel de egregor, un fel de stare colectivă care permite unuia din grup, ăla care mai e în rezonanță, să aducă din inefabil o idee nouă. Și asta este, de fapt, mecanismul brainstorming autentic. Deci, cu alte cuvinte, sunt mecanisme psihologice de rafinament care îți permit să înțelegi modul în care trebuie să adaptezi, să dezvolți pentru a putea fi parte componentă din echipe de care vorbim acum. Și ca să închei observația, există un program pe care l-am avut și o să-l mai iterăm, acum îl refacem la nivel, s-a chemat Tornada, în care principala etapă inițiată de asta de centrul de studii complexe era să meargă prin facultăți și doar să anunțăm că există problema. Să punem în mâna unor oameni niște cărți. Prin forma în care, ca cum făceam, am avut niște șanse să găsesc niște cărți care erau de valoare extraordinară, dar din păcate prea sofisticate pentru perioada respectivă, să mea, de exemplu, una din ele, Întâlniri Cerești. Coperta era, cum să spun, ziceai că New Age, toată lumea se repreza la ea și o deschidea și mă răsfoia și o chidea până la jocuri, mai formă matematică. Cea mai interesantă carte despre teoria haosului și a bifurcat și-o care am văzut-o odată. Și a fost dată la topit și am văzut să iau un leu bucata. Și am luat câte a putut, câte erau acolo. Și atunci cu ele m-am dus prin diferite părere, mi-a făcut un semn ăsta mai ciudat, adică cu niște bare, cu niște poze, cu niște chestii, un semnal ăsta mai ciudat, pus în holul facultății și cu unul, doi, trei studenți prieteni cu mine, stăteam acolo. Era ciudat că dacă mergeam într-o zonă, mergeam tot timpul prioritar pe dos, adică dacă într-o zonă mai fancy, mergeam îmbrăcați în costum cu papion, dacă era el, mergeam ceva, tot timpul să-i șocăm și cu semnalul de acolo, mergeam studenții prin hol, se uitau la noi, noi mai iubiam, unii veneau, unii nu, și credeam măcar un bilețel cu un fel de, cum să spun, cheie de colecție pe internet, un fel de listă de site-uri care le-ai discutat pe o anumită problemă din facultatea respectivă. A fost la medicină veterinară, a fost la SERE, la cibernetică, la politehnică, la biologie și pe chestia respectivă, dar cu cei care stăteam de vorbă mai și intrau în discuție cu noi, mergeam și o carte. Suntem doar în faza de însărânțare. Nu putem să sărim la dinamica asta. Dar să înseamnă că nu avem specialiști care eu, în jurul meu, nu mai oameni de genul ăsta la nivelul respectiv. Deci există masa critică în zonă, dar nu poate fi institucionalizată, că nu plătește nimeni. Nu plătește pentru că nivelul tematic e mult prea mare, nu poate fi băgat într-un proiect cu finalitate, cu măsurători cantitative, câte iese, care sunt livrabilele, unde se face, dar nu ai cum. Atunci, înainte, erau niște mecenat, erau mecena. Tchaikovsky a fost pentru că a găsit o doamnă drăguță care avea foarte mulți bani, s-a îndrăgostit, nici măcar nu fizic, ci mental de el, și a dat castel și bani să creeze. Mecenat noi n-avem. Nici sponsorizări n-avem, pentru că ziua de a sponsoriza este o finanțare camuflată. Deci, cu alte cuvinte, n-avem sursă de finanțare, atunci singura soluție este să creăm bază de oameni din aproape în aproape, pe forme diferite de comunicare, să facem contact cu persoane de nivel înalt, cum s-a văzut Tritaș Nadi și Popescu pe domenia de economie, cum este doamna Avram pe problema de design vestimentar. Pentru fiecare domeniu am găsit câte o persoană care măcar este de nivel internațional, are o anumită deschidere și s-a făcut o echipă. Echipa asta are și niște parteneri sănătate și avem sănătate niște oameni de același calibru. Dar degeaba suntem o elită într-un colț, dacă nu știm să difuzăm în social această problemă. Și atunci vine discuția de fapt de diferite metode. La mine a fost această privare itinerată prin diferite universități. Acum am găsit un sponsor și o să facem la nivel național. Dar avem nevoie de voluntari care învață și dă mai departe. Apropo de filmul, dă mai departe. Iar ideea este că trebuie să vă gândiți să vă stabiliți o perioadă.
Adică nu trebuie, de ucenicie. Nu trebuie, da. O perioadă de ucenicie. Și să vă țineți de ea. Fiindcă fără îndoială, la nivelul la care sunteți acum, nu puteți să săriți direct acolo. Da? N-ar fi și păcat. Și acum, cum să zic eu, există tot felul de jocuri de astea, doamna, dacă tot nu pot să știu tot, mai bine nu știu nimic. Problema nu e că niciodată nu o să putem ști tot. Problema e că totdeauna putem să știm mai mult. Care și asta ne face bine. Numai de asta, că sunt unii care spun așa, lăsă-vă o rațiune, pentru că rațiunea face rău spiritului și inima este cea care trebuie alimentată și ia pe partea asta de inimă. Și după aceea intră ușor în partea teologică și face problema inimii și mai ia cu rugăciuni. Dar rugăciunea inimii, care sunt rugăciunile fundamentale în, cum spune, gândirea teologică bazală românească de Isihas, nu spune lucru fundamental. Ca rațiunea se coboare în inimă, dar trebuie să coboare ceva, trebuie să formă rațiunea. Noi ne facem inimă ca intelectul la fel. Rațiunea e altceva decât intelectul. Deci să construim acel nucleu conceptual ca să ajungă astfel încât sub acțiunea inimii să poată proiecta lucruri frumoase și să folosească creativitatea în scopurile care le vedem în modul de față, care s-a anunțat de conștiință. Deci, cu alte cuvinte, cele două fațete, rațională și emoțională, trebuie spuse împreună. În ce caz, eu zic că, deocamdată, dacă aveți alte, te rog. O întrebare numai. Putem avea o adresă de mail unde niște propuneri, indiferent care ar fi ele, la oricine din sală, și următoarele întrevederi. Se totdeauna există... Sau eu mă ofer, vă dau o adresă, mă apășesc... Nu, n-ai ce să dai adresa, adresa este a Centrului de Studii Complexe, este Office at Complexity, roi cunoscut, e așteptări cu nerăbdare... Avem cu nerăbdare, la complexitate, deci Complexity.ro este Florin at Complexity, este Cotizo at Complexity.ro, e office@complexity.ro, e pe internet, pe Facebook, în care puteți să cereți, să dați comentarii. Este Centrul de Studii Complexe pe Facebook, e Florin Muntaru pe Facebook, este Scientific Florin Muntaru pe Facebook. Adică aveți atâția pe Facebook din grupul nostru, încât problema respectivă aveți... numai asta nu l-am putut spune, că n-aveți unde să ne contactați. Problema este ce facem mai departe și doar noi nu putem face nicio decât instigarea la a uita în diferite direcții. Cuvântul trebuie nu avem dicționar, că trebuie doar la job. Noi nu putem genera joburi că nu avem banii de plată. Aici putem crea doar o difuzie socială pentru crearea unei atitudini în care să apară acea cum să spun, viziune, emulație, dacă vrei, care să miște o nație. Pare utopic sau paranoic, dar există șansa asta. Și noi am văzut-o, mai ales că avem un contact copii foarte mici. Ea știe, de exemplu, știu eu de la mine cu fata mea, care la 3 ani a fost în gândirea asta și acum este unde este, care știe el că a venit în grup, în contact cu copiii când erau mici și acum sunt deja formați și au cu totul altă structură și merg la aceleași școli în România, cu aceleași belele, aceleași probleme, dar au un mediu complementar care îi dezvoltă o atmosferă în casă, părinte, copil, nepot. Deci problemele astea se fac în grupe care nu sunt, deci nu merge cu sace sau învățăm, copiem niște elemente de succes, rețele de succes la cineva. Nu merge. Se declanșează, de aia zic că noi căutăm acele persoane care au un discurs de genul ăsta, îi declanșează ceva. Deci era deja în interior. Numai că discursul ăsta la parcă l-au luat și i-a dat încredere că nu-i singur în direcție. Deci aici e dat spațiu de contact cu societatea, nu asta ca noi parte componente de societatea civilă. Aici nu venim pe elemente de poziție socială, ci suntem niște oameni care împărtășim și ne căutăm atenții sau discipolii sau continuatorii sau știu eu, cei care sunt locuri echipei la o temă demascarat de stat, de dezvoltare personală și așa departe, dincolo de o școală de fericire, poate facem ceva mai mult decât să vedem rețete de succes pentru fericire. Și să încercăm să generăm împreună o atitudine, o atmosferă care să fie mai normal, mai naturală. Poate întrebări? Apropo de ce ai spus, mi se pare esențial, ne invităm de fiecare dată. Comentați, măcar că nu ați văzut cine s-a uitat pe Facebook, fie la pagina centrului, fie la mine, am pus și de fiecare dată punem tema și dau niște detalii, și dau niște materiale, și dau niște link-uri. Sigur, acolo se poate continua, sau poate alt link, sau poate să face comentariu, sau o propunere.
Dacă se aduce o masă critică, se poate crea un departament dedicat, care putem asocia la Politehnică, la Universitate, la Teatru. Avem parteneriate cam cu toate instituțiile pentru ca să ne înfăptmenirea, să mergem printre toți. Inclusiv la teologie avem. Părintele Galeriu și acum avem Cristia Galeriu. Facem parte dintre cei care au reușit să aducem un video cu bisericii, videoproiectorul și au proiectat filme. Să discutăm cu tineretul ce înseamnă viziune, ce înseamnă vedere sensibilă, vedere inteligibilă și vedere duhovnicească. Sunt diferite. Care se întâlnează diferite. Și au scopuri diferite. Și fac o triadă de cumulare de informații. Conform acestei liniști profunde, să înțeleg din asta că aveți deja o temă interesantă la noapte de meditație asupra planetei pe care stă. E problemă chiar serioasă de stabilitate a acestei societăți într-o perioadă foarte turbulentă, care fiecare consultator cu contribuția nu trebuie să cunoști asta. Asta se pot asocia, se pot discuta, se pot împărți prima să simți nevoia de a contribui într-un fel sau altul la această mișcare care are ca sens sau ca țel o sustenabilitate a planetei și a oamenilor pe planetă. Așteptăm săptămâna viitoare, deja avem două săptămâni următoare clare. La viitoare va fi datorită unei sărbătoriri importante a lui Brâncuș ca fenomen, ca simbol al fertilității. Ați văzut inclusiv simplitatea, complicitatea rezolvată, apropo de o frază foarte profundă pe care el a generat-o. Va fi Abdicaragea, care a făcut o prezentare mai inedită asupra vieții și simbolistice lui Brâncuș. Iar și data viitoare, următoare, este prietenul nostru Eugen, care va face expediție și o excursie în domeniu, nu spui care, ca să vă spun, dar care atât că merită de neimaginat. Merită să fiți alături de noi peste încă două săptămâni, după care veni.